să vin oamenii care au grijă ca acești copii minunați să arate foarte bine. Bună dimineața, luați câte un loc. Bună dimineața, luați un loc. Bună dimineața, unde este mai comod? Vreau să vi prezint, este doamna Aurelia Hâncu, directorul Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico. Bună dimineața. Bună dimineața. Și domnul Sergiu Scarlat, șef secție. Iată aici m-am oprit. Nu mai scria pixul. Șef secție. Șef secție programe de agrement. Șef secție programe de agrement. De fapt, ei sunt oamenii care au grijă ca acești copii minunați să aibă o ocupație, ca acești copii minunați să arate atât de bine, alături de doamna coregrafă pe care am văzut-o alături de fetițe. Era doamna coregrafă care avea foarte mari emoții. S-au descurcat foarte bine. De fapt, despre startii deja știm de mult timp. Sunt niște copii extraordinari. Schimbă componența. Păi bineînțeles. Copiii cresc și deja nu mai sunt starte, deci totul evoluționează, totul se schimbă. Copiii cresc, se duc în continuare, absolvesc, deci obțin studii, meserii. Deci acești copii, să înțeleg că ei fac parte sau participă la diverse cercuri în cadrul Centrului Republican pentru Tineret. Da, aceasta este o mică părticică din cadrul Centrului Republican pentru Copii și Tineret. Doresc să spun că aceștia sunt urmașii lui Ștefan cel Mare într-o versiune contemporană și o viziune a lor a copiilor. Vreau să mai adaug aici că la ziua de astăzi Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico deja are aproape 4.000 de copii. 4.000 de copii. Unde încap 4.000 de copii? La Centru Artico, veniți să vedeți. Pe schimburi. Aveți sel special amenajată pentru diferite activități. Exact, exact. Este și artă plastică, coreografie, muzică, teatru, arte marțiale. Adică tot ce poate avea un centru și vreau să vă spun că la ziua de astăzi centrul nostru, într-adevăr, tinde spre unul din cele mai bune în Europa. Așa că accesați site-ul nostru, Artico MD, și veți vedea. Apropo, toți copiii se ocupă gratis. Centru care arată ca o piramidă, nu? Exact, piramida din Chișinău, așa. E foarte frumos. Și vreau să vă spun, chiar ieri m-am întors de la Lvov, unde am avut semnat un acord de colaborare între 6 țări, așa. Printre care Cehia, Polonia, Belorusia, Ucraina, Rusia și sigur Moldova va prezida acest festival care va fi mișcător în diferite țări și noi un an întreg vom fi președința acestui Despre festival. Despre ce festival este vorba? Festivalul copiilor. Așa. În domeniul dansului, dar acolo merge și modern, și balet, și coreografie mai multe clasică. Genuri. Da. Pe mine m-ați lăsat fără replică când ați spus că toți copiii se ocupă gratuit, gratis. Exact. Exact. Vine copilul, adică sunt anumite criterii după care selectați acești copii sau în dependență Dacă de la toți. Absolut toți doritorii, absolut toți doritorii, dar în dependență deja de experiență sunt formate diferite grupe și este foarte ușor. Sau chiar în incinta centrului, este centrul informațional la intrare, este afișat și orarul, sau prin internet, la site-ul nostru Artico.md, foarte ușor este de a se înscrie la recent, noi. Recent am avut un eveniment important în țară, a fost Eurovision Junior și știm că a participat și niște fetițe de la Start Team, domnule Sergiu. Da, în premieră a fost la noi în țară. Junior, au luat locul 2, din câte știu. Au luat locul 3. Nu e primii 3, e Sunteți important. Mulțumiți de evoluția. Bineînțeles, fetelor. Cel mai mult ne-a bucurat faptul că publicul, telespectator, a votat insistent. Asta ne-a bucurat cel mai mult. Foarte a existat important. O reacție, cel mai minunat. Înțeles. Ce e cu proiectul Să ne cunoaștem neamul? Vreau să ne povestiți dumneavoastră mai mult, pentru că am înțeles că de astăzi își dă startul. Da, astăzi își dă startul oficial. Oficial. Deci este intitulat, cum a spus dumneavoastră, Să ne cunoaștem neamul. Este un proiect de promovare a valorilor spirituale. Deci dacă pe scurt copiii aceștia, și sunt foarte mulți copii la Centrul Artico, ei își doresc public. Și în scopul a extinde area de participare, ei vor pleca prin țară cu concerte. Ei vor pleca pentru a cunoaște monumentele istorice. Așa. Deci specialiștii noștri din cadrul centrului vor pleca cu mese rotunde pentru a se Deci se înțeleg că e o colaborare cu administrațiile locale. Cu publice locale, da, da, și cu instituțiile extrașcolare și ei se vor întâlni la mese rotunde. Am avut deja două experiențe, una la Călăraș, una la Cea de Lungă și foarte eficient. Și cam câți copii din acei 4.000, mă scuzați, participă în cadrul acestui proiect? Chiar astăzi o să vedeți câteva sute de copii, fiindcă lansarea este astăzi la ora 14 de la piramida, cum ați spus dumneavoastră. Așa. Piramida Chișinăului, da? Piramida Chișinăului, piramida Artico, se pornește o paradă mare spre monumentul lui Ștefan cel Mare. Acolo va fi depunerea de flori.
copii maturi doritori, dar în primul rând copiii noștri. Și sigur, după aceea ne întoarcem înapoi și, stimați chișinăuieni, chiar vă fac o invitație. Veniți la ora 15 la Piramida Artico, fiindcă va fi lansat în primul rând o expoziție extraordinară a steagurilor secolului 13, 14, 15, steagurile Moldovei. Avem un colecționar extraordinar, domnul Costin, care ne-a oferit aceste steaguri pentru o perioadă și este deja a doua experiență. Și în afară de asta, sigur că vor fi câteva surprize. O fanfară militară, arte marțiale, jocuri în scuturi, concert. O să fie în incintă, pentru că în afară plouă. Da, nu o să plouă. Ștefan cel Mare. Astăzi am rugat, am zis, vă rog frumos să nu plouă și astăzi va fi timp frumos, un pic rece, dar frumos, fiindcă a plouat ieri, iar astăzi va fi timp frumos și Ștefan cel Mare se va bucura. Ca urmașii urmașilor lui se simt atât de bine și eu sunt atât de frumos. Exact, cum ai zis de la Vrancea, exact. De aceea, să știți care este scopul? Demnitatea noastră națională. Demnitatea. Să o cultivăm mai întâi în copii. Exact, exact. Fiindcă oriunde ești în alte țări, de fiecare dată se pune accent pe demnitatea națională și aș vrea și noi întotdeauna să ne cunoaștem neamul, să ne păstrăm neamul, să fim cine suntem și să o ducem cu capul sus. Spuneți-mi, vă rog, copiii din ziua de astăzi sunt foarte ocupați, adică au un program încărcat atât la școală, cât și în cadrul activităților. Da. Da. Cam câte ore petrec, spre exemplu, fetițele care au fost la noi, cam câte ore petrec zilnic în studio? Deci ei vin de 3 ore pe săptămână, câte 2-3 ore, au oră de canto, oră de ansamblu, deci ansamblu vocal, coreografie și arta actorului. Așa, mai multele combinații. Da, bineînțeles. Le reușește? Astăzi, este necesar să fie artist universal, să știe de toate. Dar ce le motivează pe fetițe ca să vină? Publicul, televiziune, publicul. Da, să-i vadă lumea, bineînțeles. S-au trezit și dimineață și au făcut creți. Au zis că s-au trezit foarte dimineață și au făcut părul. Da, este o stimulare, știți? O stimulare atunci când ești în scenă. Noi de ce tot timpul ne gândim unde să-i scoatem? La festivaluri, călătorii, scene, televiziune, fiindcă pentru un copil este o stimulare. Asta e foarte important că puneți accentul, știu că participați și în afara țării la mai multe festivaluri. Care este prestația fetițelor și studioului Starti în afară? Adică cum vorbește despre dumneavoastră? Eu am să zic, fiindcă nu poate să zică despre el personal. Lumea zice, voi sunteți de aici? Dacă rămânui miți? Da. Adică au văzut hainele de extraterestru? Da, sunteți de aici, din Chișinău? Da, suntem de aici, din Chișinău. Hmm. Și cunoașteți, puteți să vorbiți? Voi televizor aveți acolo? Da, lumea nu știe de ce crede că în Republica Moldova este un nivel de viață foarte scăzut. Noi nu avem televizoare, noi nu știm ce înseamnă internet. Avem și cei mai buni. Și există talente. Vreau să vă zic că, de fapt, este și o problemă a maturilor, fiindcă de câte ori mă întreabă, zice, dar cum găsiți voi talentul la copil, nu știu ce? Nu, există copii netalentați. Talentul se cultivă. Ei nu există. Există maturi care nu au găsit cheiță. Și de fiecare dată viața trebuie trăită nu ca o repetiție generală spre ceva, ci de fiecare dată ca o premieră. Astăzi este premieră, mâine, poimâine. Viața e ceva foarte frumos. Este admirabil proiectul Să ne cunoaștem neamul. Care sunt primele localități? Pentru că ne vizionează o țară întreagă. Deci, să le zicem, venim la dumneavoastră! Primele localități deja au fost. Au fost Călăraș, deci ce ne bucură publicul, deci sala a fost plină. A fost plină. Da, da. Mai ales că acolo sunt dornici de asemenea evenimente și spectacole. La Călăraș, la cea dărlungă, urmează iarăși Călărașul. Călăraș a spus că noi venim în toată. Călăraș, noi venim! Orhei, vin și acolo! Așteptați-ne, venim cu Ștefan cel Mare. Foarte important. De unde până unde ați ajuns la concluzia că trebuie să organizați un astfel de marș național? Știți, atunci când politicienii discută între ei, noi ne stăruim să ne facem bine. Electorală. Exact. Noi ne stăruim să ne facem meseria noastră, să dezvoltăm, indiferent de coloratura politică, să dezvoltăm demnitatea. Întotdeauna am zis-o și am să o zic. Atunci când se duce un colectiv de copiilor noștri, da? Înainte se duceau, de exemplu, după hotare. Imediat, și așa la o parte. Nu, tu ești cel mai bun, tu ești cel mai frumos, tu cel mai deștept, cel mai extraordinar. Capul sus, spatele drept și înainte. Coloana vertebrală să fie
dreaptă. Exact. Și cu încetul, cu încetul, știți, apar rezultate. Ei de acum încep să se simte stele. Acolo undeva apar niște aripioare și deja, dar depinde de noi. Depinde de noi. Uitați-vă încă, stimați părinți, așa o mare rugăminte. Atunci când treziți dimineața copilașii voștri, cum îi treziți? Hai de scoală, măș, la școală. Nu este corect. Eu, fetița mea, o trezesc așa. Prințesa Nadejda, te așteaptă o școală întreagă. Te rog frumos să pierde școală fără tine. Adică chiar de la primele ore trebuie așa insuflat copilului că acea el dorință e ceva deosebit. Corect. Deosebit. Dacă, indiferent ce ar face. Dacă tot vorbim de copii deosebiți, domnule Scarlată, să-i spunem așa, primâna studioului dumneavoastră care este la Centrul Artico, ați crescut mai multe generații de fetițe talentate. Nu prea am văzut băieței pe acolo. Sunt mai puțini la fabrica de Star 2. Da, dar zic că, adică nu este o formație anume, cum sunt fetițele. Dar vorbiți la microfon, vă rog. Fetițele sunt mai active. Sunt mai active. N-am văzut formația de băieți. La capitolul, deci nu, ei, voi numai acum i-ați promovat și acum vor fi. Ei se pregătesc de continuare. Cresc undeva. Cum vă simțiți prin simplu fapt că cresc atâția copii care vin la centrul dumneavoastră și iau anumite, nu știu, anumite obișnuințe, au un anumit regim, devin mai raționali poate la un moment dat. Vă simțiți cumva, nu știu, obligați față noi de copii? Noi ne simțim realizați astăzi prin faptul că copiilor suntem utili, suntem de folos. Și iau nevoie de noi. Învăța. Și mai este o chestie, atunci când e o sală plină de copii, știi că acești copii vor fi deosebiți în toată viața lor. Deosebiți, fiindcă s-au atins de artă, s-au atins de frumos. Asta este menirea adevărată a unui centru republican pentru copii. Asta se întâmplă, asta ne face fericiți și nu uitați să vă treziți copiii așa cum ne-a recomandat doamna Hâncu. Mai spuneți încă o dată, pentru că asta ar trebui să se intre în capul părinților. Petrică, Ionică, Lilică, ești deosebită și o țară întreagă te așteaptă să te trezești. Așa să vă dezmierdați copiii. Vă mulțumim foarte mult că ați venit. Atâta timp cât le spunem că sunt frumoși și ei așa și o să fie. Adevărat. Adevărat. Stimați telespectatori, în această dimineață alături de noi am avut deosebită plăcere să discutăm cu doamna Aurelia Hâncu, directorul Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico, și cu domnul Sergiu Scarlat, șef secție și programe de agrement. Vă mulțumim încă o dată, vă urăm mult succes, să vă dea... Astăzi îi așteptăm pe toți. Și toată așa lumea astăzi să meargă toată lângă lumea piramida din Chișinău, pentru că o să aibă loc un marș extraordinar spre monumentul lui Ștefan cel Mare. Da. Muzică, bună dispoziție. Deci de la ora 14 se depun florile, de la ora 15 mergem la piramidă să vedem steagurile din secolele 13, 14 și așa mai departe, steagurile noastre. Și la final va fi o surpriză unde toți spectatorii vor fi participanții show-ului. Așa că ne plac surprizele. Un clip va fi cu o horă de câteva sute de persoane organizată. Deci știți unde să veniți? La ora 15, la piramida din Chișinău, adică Centrul Republican pentru Copii. Vă mulțumim încă o dată că ați venit, vă urăm mult succes, vă mai așteptăm la prima oră cu noi și proiecte. La fel de frumoase. Mulțumim, mai ales că vrem să deschidem și o televiziune a copilor, așa că o să veniți la noi neapărat. Ca invitați. Ca specialiști. Ca specialiști. Specialiști în domeniu, ne simțim onorați. Mergem. Da. Mergem. Bine.